Spunem cum e starea financiară a clubului în momentul ăsta. Pentru că s-a discutat foarte mult, domnule Mititelu, închis, echipa va sucomba. Da, ce pot spune din punctul meu de vedere că este în primele trei din Liga 1. Cum? În primele trei din Liga 1. Situația financiară. Adică la modul că sunt respectate... Adică la noi primele salariile, absolut tot sunt la zi, toate plățile către furnizori sunt la zi. Uh-huh. Stăm la cele mai bune hoteluri tot timpul, plecăm cu două zile înainte la fiecare meci. Okay. Deci jucătorii au cele mai bune condiții pentru a face performanță și pentru a promova Liga 1. Dar asta doar ca promptitudine de plată, totuși ca buget nu cred că e în n-ar fi în primele trei din Liga 1 Craiova. Și ca buget, avem un buget nelimitat. Tu vorbești serios? Da. Wow, pare așa o declarație de intenție cu ușoară aroganță poate părea chestia asta. Adică și pe de altă parte și o mare responsabilitate pe care o pui tu dând declarația asta acum, adică în dacă... momentul de față, nu știu ce se va întâmpla mai târziu. Așa. În momentul de față, tot ceea ce avem nevoie la club, tot ceea ce au nevoie jucătorii, absolut orice, avem disponibil.